Un băiețel de 2 ani din satul Pohoarna, raionul Șoldănești, a căzut în fântâna din curtea casei și a murit, deși rudele au reacționat prompt și l-au scos în vreo 15 minute de la incident, micuțul nu a putut fi salvat. Potrivit lui Andrei Bulat, primarul satului Pohoarna, tragedia a avut loc în seara zilei de 1 mai după ora 8. Copilul era în curtea casei împreună cu alți membri ai familiei. La un moment dat, băiețelul s-a apropiat de căldarea care era plină cu apă pe colacul fântânei. Micuțul nu a putut să-și țină echilibrul și ar fi fost tras de căldare în fântână. Familia respectivă este o familie care avea grijă de copii, în măsura posibilităților le acorda susținere financiară care era posibilă. Și asta e tot. Frecventau grădinița copiii. Melul lucra la mecanizator. Vreau să bie apă și cum am auzit din spusele altora, a căzut în fântână. Când ajungi la apă, zici chiar am bolă mai departe. Familia ca lumea, părinții ca lumea, toți acasă. Elena Bou, asistenta socială din sat, ne-a spus că este vecină cu familia decedatului. Auzind strigătele mamei, femeia a sărit imediat în ajutor. Cei prezenți au solicitat ajutorul serviciului situației excepționale, care însă au făcut cale întoarsă, întrucât copilașul a fost scos repede din fântână. Elena Bou a mai adăugat că corpul neînsuflețit al băiețelului a fost scos de către unchiul său. Din spusele asistentei sociale, copilașul ar fi murit din cauza traumei primite când a căzut. Familia victimei mai are 2 copii mai mari. La 25 aprilie curent, mezinul a împlinit 2 anișori.